Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect. După cum am observat, numeroase doamne creatoare de conținut au început deja lucrări pentru Crăciun. De aceea am decis să lucrez și eu pentru dumneavoastră un spiriduș sau piticul, mai bine zis, pentru care vom folosi aceste culori. Deci două nuanțe de albastru, griu, alb și foarte puțin culoarea nude, culoarea pielii. În afară de culoarea alb și culoarea nude, celelalte culori sunt opționale. Puteți lucra în culorile dorite de dumneavoastră. Apoi vom avea nevoie de firul despărțitor, vom avea nevoie de melană pentru umplutură, vom avea nevoie de foarfece și, bineînțeles, de croșet. Vom începe în culoarea albastru închis, vom lucra corpul și în cercul magic noi vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta primul nu-l vom pune la număr, vom lucra cele 6 piciorușe scurte, avem 2, 3, 4, 5, 6, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș și din acest moment, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom face o înmulțire. Deci avem prima înmulțire și vom continua lucrând un număr de 6 înmulțiri, astfel că la sfârșitul acestui rând noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Eu am realizat deja cea de-a treia înmulțire, apoi vom lucra singure. Lucrate cele 6 înmulțiri, am pus firul despărțitor în corespondența ultimului picioruș. Din acest moment, noi vom continua să lucrăm un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o înmulțire, vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. În continuare vom lucra 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5. Vom continua cu o înmulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o mulțire,
Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. În continuare vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește și vom lucra un total de 6 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Iar noi ne vom reîntâlni după ce vom lucra aceste 6 rânduri. Lucrate cele 5 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Vom continua cu o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 12 rânduri de câte 42 piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 12 rânduri de piciorușe scurte. Lucrate cele 12 rânduri de câte 42 piciorușe scurte, vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. Urmate de o scădere, vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne întâlnim cu un număr de 36 piciorușe scurte. Obținute cele 36 piciorușe scurte, vom continua lucrând un rând de 36 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Ajunse în acest punct, noi vom umple jucăria noastră cu melană. Eu această melană o găsesc în pernuțe, în perne. Pernele le cumpăr de la supermercato sau din mercerie. Se prezintă foarte, foarte frumos melana și o folosesc foarte mult în lucrările amigurumi. Deci vom umple bine și ne vom reîntâlni. După ce am umplut această parte a lucrării, voi continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, o scădere. Voi repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 piciorușe scurte. În continuare, vom lucra un rând de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci vom face 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. O scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra picioruș cu picioruș, așa cum se găsesc aceste 24 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. La sfârșitul rândului am continuat să umplu cu melană. Acum voi continua lucrând două piciorușe scurte, 1, 2, o scădere. Voi repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. În continuare vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere.
Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Ajunse în acest punct, vom face 6 scăderi consecutive, astfel că la sfârșitul rândului vom obține un număr de 6 piciorușe scurte care vor veni închise cu acul. Deci facem scădere după scădere. Eventual, dacă este nevoie, puteți umple din nou cu un pic de melană, astfel încât jucăria să aibă o formă adecvată. Ajunsă aici, voi scurta firul, voi lăsa atât cât am nevoie pentru cusut și vom pune acul pentru cusut lână. După ce am pus acul pentru cusut lână, voi intra în fiecare jumătate de picioruș în felul acesta și vom închide lucrarea. Capătul de fir apoi îl vom pierde. Ajunse aici, în capăt, voi trage bine firul și așa cum vă spuneam, capătul de fir îl voi ascunde, îl voi pierde undeva. După ce am încheiat această parte a lucrării și am scurtat capătul de fir care mi-a rămas, vom începe să lucrăm căciulița. Această căciuliță va semăna foarte mult cu căciulița moșului Crăciun. Bineînțeles, vom face în culoare diferită. Cu același croșet voi lua firul albastru deschis. Voi face ochiul de lanț inițial. Voi face două ochiuri de lanț și în corespondența primului ochi de lanț voi face 6 piciorușe scurte. Astfel este mai ușor și pentru doamnele care se descurcă mai greu cu cercul magic. Așa cum vă spuneam, facem 6 piciorușe scurte, avem 2, 4, 5 și cel de-al șaselea. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Ok, am reușit. Din acest moment, noi vom lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 9 piciorușe scurte. Acum eu voi face ultima înmulțire. Am obținut cele 9 piciorușe scurte și voi continua lucrând două rânduri de câte 9 piciorușe scurte. Deci două rânduri, după care ne vom reîntâlni. Vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Dumneavoastră să puneți firul despărțitor, să nu lucrați așa. Acum voi face ultima înmulțire. Deci două piciorușe scurte și o înmulțire.
Haideți să punem firul despărțitor, să nu greșim. În continuare vom lucra trei piciorușe scurte urmate de o înmulțire. 1, 2, 3, o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 15 piciorușe scurte. Continuăm lucrând două rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor lucrăm 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 21 piciorușe scurte. În continuare, vom lucra două rânduri de câte 21 piciorușe scurte. De data aceasta, deci, vor fi două rânduri. Pentru rândul următor vom lucra 6 piciorușe scurte. Un moment. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom continua cu o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri de câte 24 piciorușe scurte. Două rânduri. Continuăm cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o înmulțire. Vom repeta pentru parcursul rândului, la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 27 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două rânduri de câte 27 piciorușe scurte. Două rânduri. În continuare vom lucra 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. În continuare vom lucra două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Două rânduri. Continuăm cu 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 piciorușe scurte, o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 33 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând două rânduri de câte 33 de piciorușe scurte.
Acum vom lucra 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, urmate de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Acum vom face doar un rând de 36 piciorușe scurte, doar un singur rând. Vom continua cu 11 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 39 piciorușe scurte. În continuare vom lucra un rând de 39 piciorușe scurte. Continuăm cu 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Apoi vom lucra un rând, doar un singur rând, de 42 piciorușe scurte. În continuare vom lucra un rând de 13, în care vom face 13 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom repeta de 3 ori pentru parcursul rândului pentru un total de 45 de piciorușe scurte. Iar ultimul rând de înmulțiri vor fi 14 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. La sfârșitul rândului vom obține 48 de piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste două rânduri. Am ajuns și la capătul celui de-al doilea rând de înmulțiri, cele cu 14 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Din acest moment, eu voi intra în primul picioruș disponibil aici și nu îl voi închide, ci voi adăuga culoarea gri. Voi adăuga culoarea gri, dumneavoastră puteți folosi, așa cum am spus la început, culorile dorite de dumneavoastră. Deci am închis acest picioruș în culoarea gri, voi face un ochi de lanț, voi pune capetele de fire pe spate și din acest moment voi lucra un rând de pasul racului, deci mă voi întoarce în piciorușul din urmă și voi face un picioruș scurt. Dumneavoastră știți, noi l-am lucrat și alte dăți, pasul racului. Voi lua cu mine un pic aceste fire pentru a le da stabilitate, după care le voi scurta. Și deci acest ultim rând va consta în pasul racului. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimul picioruș, iar acum voi închide rândul, voi ascunde acest capăt de fir de desubt, iar ceea ce este în plus voi tăia. După cum puteți vedea, aici sunt
capetele de fire de la începutul acestui rând, iar acum voi închide și această parte a lucrării. Și am terminat și căciulița. Haideți acum să mergeți mai departe. Vom face papuceii. Eu am optat pentru culoarea albastru deschis. În cercul magic vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Cel de-al șaselea, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș și din acest moment noi vom face un rând de înmulțiri, astfel că la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Pentru rândul următor vom lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Continuăm cu două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri de câte 24 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste două rânduri. Pentru rândul următor vom lucra două piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci vom avea 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. În continuare vom face un rând de piciorușe scurte așa cum se găsesc, deci 12 piciorușe scurte. Ajunse la capătul rândului, vom introduce un pic de melană, foarte puțină, cât să stea doar vârful papucelului e umflat, deci cam în felul acesta. După care, cu croșetul, vom pune lucrarea în două și cu croșetul, din nou menționez, vom închide cele două părți, picioruș cu picioruș. Bineînțeles, vom lăsa o bucată de fir pentru acoase și vom face doi papucei, două piciorușe. Fiind gata papuceiul, vom trece la mânuțe. În cercul magic vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Două secunde, mi-a scăpat firul aici. Deci cel de-al șaselea, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt, iar acum vom face un rând de înmulțiri
Deci, în corespondența fiecărui picioruș vom avea o înmulțire, astfel că la sfârșitul rândului ne întâlnim cu 12 piciorușe scurte. În continuare vom lucra un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 18 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 4 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. 4 rânduri. Acum vom face un rând de scăderi. Deci un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu 12 piciorușe scurte. Încheiat acest rând, voi începe rândul următor. Voi intra în primul picioruș disponibil, voi extrage firul, exact cum vedeți aici, însă nu îl închidem, ci vom adăuga culoarea predominantă, culoarea corpului, în cazul meu albastru închis, cu acesta voi închide piciorușul și voi continua lucrând 9 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci vom avea un total de 9 rânduri, vom prinde capetele de fire pentru un pic pe spate, pentru a le da stabilitate, iar noi ne reîntâlnim după ce lucrăm aceste 9 rânduri de piciorușe scurte. După ce am lucrat cele 9 rânduri, vom introduce foarte puțină melană, atât cât să umplem partea de jos a mânuței noastre. După care vom pune în două și vom închide în același mod în care am închis papuceii, cu piciorușe scurte, după care, bineînțeles, vom scurta firul, vom lăsa cât avem nevoie pentru a coase. Și, bineînțeles, vom face două mânuțe. Voi scoate imediat. Vom închide în felul acesta. Și așa cum vă spuneam, avem nevoie de două mânuțe. Încet, încet se formează lucrarea noastră. Acum vom trece să lucrăm nasul în cercul magic, bineînțeles în culoarea pielii, culoare nude. În cercul magic vom face 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 Cel de-al șaselea picioruș scurt, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt, vom închide bine, bine cercul magic, așa, iar acum în corespondența fiecărui picioruș vom face o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Continuăm cu un picioruș scurt urmat de o înmulțire, vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. În continuare vom lucra două piciorușe scurte urmate de o înmulțire, vom repeta până la sfârșitul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 rânduri de câte 24 piciorușe scurte. 3 rânduri. Pentru ultimul rând vom lucra 2 piciorușe scurte. 1, 2, urmate de o scădere. Vom repeta
pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Am terminat de lucrat nasul. Vom lăsa fir cât pentru cusut și vom închide lucrarea. Eu am melana în mână. Vom umple cu melana cât mai bine. Așa cum vă spuneam, vom închide această parte a lucrării. De acum vom începe montarea părților principale. Mai întâi și mai întâi vom coase piciorușele, papuceii, de o parte și de cealaltă a lucrării. Cam în felul acesta. Vom coase cu acul pentru cusut lână. Eu am cusut deja primul picioruș. Vom așeza în mod simetric, cu distanță între ele, și voi coase cel de-al doilea picioruș. Vom coase în modul în care să fie cât mai bine fixate, în felul acesta. Ne vom orienta în modul în care să fie de o parte și de cealaltă a corpului. După ce am cusut bine, vom ascunde capătul de fir, îl vom pierde undeva de desubt, apoi îl vom scurta. Aici de desubt, bineînțeles, nu se vor vedea aceste puncte unde introducem firul. Acum scurtăm. După care vom fixa mânuțele. Am cusut prima mânuță, voi lăsa spațiu suficient cât să punem aici nasul și o vom aplica pe cea de-a doua mânuță, vom coase și aici, în modul în care să fie cât mai bine fixată. Eu și anul trecut mă gândeam la acest mod, la acest pitic, să-i spunem, spiriduș. Ia uitați-vă, întărim un pic aici cusătura, după care capătul de fir îl ascundem și îl pierdem undeva. Aceasta este o jucărie foarte iubită de copii și poate fi pusă atât sub brăduțul de Crăciun, dar și în alte ocazii. Ia uitați-vă, am cusut și cea de-a doua mânuță. Exact pe mijloc vom coase nasul. Acum, chiar dacă vi se va părea că are o formă stranie, însă veți vedea că va avea un aspect frumos și cu siguranță vă va plăcea. Și acesta îl vom coase bine. După ce vom termina de cusut, vom trece să realizăm barba. Vom continua să coasem. Chiar dacă se va vedea un pic firul, dar nu cred, așa, va fi totul ascuns de barbă. Uitați-vă, încet, încet, vom ajunge la finalul acestei lucrări. Facem modul în care totul să fie cât mai bine cusut. Îi dăm foarte
bună stabilitate. Iar după ce vom termina de cusut, capătul de fir îl vom ascunde, îl vom pierde undeva aici deasupra, pentru că nu se va vedea. Aici deasupra va veni căciula. Deci am ajuns în acest punct. În culoare albă am tăiat aceste fire, le vom pune dublu, vor fi mai mult sau mai puțin înălțimea jucăriei. Așa cum spuneam, le punem în două și vom intra pe rândul imediat de desubtul nasului, vom extrage și picioruș cu picioruș vom lucra, bineînțeles, vom da siguranță acestor fire. În acest mod vom pune atât de desubtul nasului, cât și de o parte și de cealaltă. Apoi vom vedea modul în care vom merge mai departe. Eu acum voi întoarce jucăria mea în toate modurile posibile, să pot pune firele. Acestea vor forma barba și veți vedea modul în care o vom realiza. Deci vom pune prima de desubt aceste fire, apoi mă voi reîntoarce și vom pune pe lateral. Cam așa se prezintă acum. După ce am pus dedesubtul nasului, m-am ridicat pe în sus, în lateral. În același mod am introdus fiecare fir. Puteți vedea. După care vom pieptăna această barbă și veți vedea cât de frumoasă va ieși în felul acesta. Mai adăugăm un fir. Pune ultimul fir aici. În felul acesta. Așa cum vă spuneam, acum vom începe să pieptănăm barba. Eu am aici un pieptăn care îl folosesc doar pentru lucrări și vom lua în mână jucăria noastră și încet, încet vom începe să pieptănăm fiecare șuviță în modul în care să desfacem firul de lână, firul cu care am lucrat. Deci în felul acesta noi vom merge încet, încet și vom desface toate firele. Din momentul în care am desfăcut firele, bineînțeles, ne-a luat un pic de timp, vom scurta barba, doar că foarfecul meu nu taie chiar foarte bine în felul acesta. Ia uitați, voi dăm forma dorită de noi. Astfel. Și un pic aici și nu ne rămâne altceva de făcut decât să-i fixăm căciulița. Ok. Și acesta va fi piticul nostru. Eu sper să vă placă, sper să îmbrățișați această idee. Uitați-vă. Vom puncta un pic de o parte și de cealaltă a căciuliței, în modul în care aceasta să stea nemișcată. Și așa cum vă spuneam, acesta este piticul de grădină, foarte, foarte mult iubit de copiii în diverse țări. Ia uitați-vă, cam așa se prezintă.
Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Este un tutorial lung, într-adevăr. Voi pune fotografia, va fi exact fotografia acestuia, precum pagină de copertină. Iar eu mă despar de dumneavoastră cu aceleași cuvinte. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!